Bună ziua, sunt Aurelian Ursulescu, bine ați venit la emisiunea Sănătate și Echilibru. Vorbim astăzi despre corpul fizic, despre echilibrul în corpul fizic. Corpul fizic este, să spunem, un univers, este micro și de asemenea este un macro-univers în care regăsim un complex de reacții chimice. Conviețuim cu bacterii, cu viruși, cu ciuperci și uneori putem să vorbim despre chiar un milion de bacterii pe centimetru pătrat de piele. Putem să vorbim despre faptul că noi conviețuim cu 200, chiar spre 400 de specii de bacterii regăsite pe piele și, de asemenea, nu doar pe piele, chiar și în țesutul moale. O bună bucată de timp s-a crezut că o boală poate veni doar datorită unui atac extern. În final, s-au scos pe piață fel de fel de produse care să omoare aceste bacterii, acești viruși, cu care, în fapt, noi conviețuim. Sigur, nu toți sunt buni, dar nu de fiecare dată soluția la care trebuie să apelăm este să facem vaccinuri sau să apelăm la antibiotice sau fel de fel de medicamente care să suprime, care să omoare acești viruși. Dar haideți să înțelegem cum funcționăm, să descriem puțin corpul uman și mai ales să definim ceea ce înseamnă echilibru și ceea ce înseamnă fericirea. Unii au spus că fericirea înseamnă o legătură foarte puternică cu chimia. Aceștia sunt doi americani, este vorba de Hammer și de Liken, care la un moment dat din studii au descoperit receptori ai fericirii. Au descoperit că în creierul nostru se întâmplă reacții chimice și atunci când receptorii fericirii primesc endorfine sau serotonina, și o să explicăm aceste termene, noi suntem fericiți. Dar ce înseamnă endorfine? Endorfinele, ele fiind descoperite în 1975, reduc senzația de durere. De aceea, în momentul în care avem o durere sau avem o stare de stres, de anxietate, putem să considerăm că endorfinele ne ajută să ieșim din acea stare. Cum? Această stare este o stare de stres. Starea de stres, de cele mai multe ori, o anihilăm cu ciocolată, cu mâncăruri care ne plac sau, după caz, începem să devenim dependenți de sport, de a râde, de a asculta glume, de, până la urmă, de ciocolată. Uneori avem nevoie chiar să acceptăm să mâncăm ardei iute, care conține capsaicină și care, de asemenea, ajută la eliberarea acestor endorfine. Ce fac aceste endorfine? Ele interacționează cu morfina sau cu codeina regăsită în anumite medicamente sau substanțe medicale și stimulează imunitatea, stimulează învățarea, ajută omul să se adapteze la diferența între lumină și întuneric și cel mai important și ceea ce nu se știe, prin rugăciune
ajungem să eliberăm aceste endorfine. Nu doar prin rugăciune, putem să apelăm la meditație, putem să intrăm într-o stare de relaxare a undelor cerebrale și de asemenea putem să folosim mantre. Vă pot da un exemplu. Am avut un tratament acum câțiva ani în care o pacientă avea afecțiuni destul de extinse atât în abdomenul superior cât și în cel inferior, practic plecând de la o afecțiune pe sânul drept legată de ura pe care o simțea față de soțul ei, care o înșelase, a ajuns să își atragă pe ficat probleme deosebit de grave. Problemele de asemenea s-au dus și în partea genitală și au cuprins, cum spuneam, abdomenul inferior și tot abdomenul superior. Nu avea șanse foarte mari, cel puțin unii terapeuți sau medici nu îi dădeau șanse foarte mari. Cu toate acestea, printr-o anumită tehnică pe care mi-am explicat-o cu mult mai târziu și prin rugăciune, am să revin la acea tehnică, într-o ședință, această persoană a intrat într-o stare modificată. Practic, eu am vizualizat cum se ridică, cum parcurge un drum pe un tunel și, în fapt, intrase într-o moarte clinică. Rugăciunea și dorința ei de a trăi au condus-o în final la a ajunge să-și elibereze endorfine. Creierul a primit aceste endorfine, a primit stimuli pentru sistemul imunitar și organismul a găsit resursele să înceapă recuperarea. Mai mult decât atât, în sufletul ei s-a produs o modificare, ea a înțeles din punct de vedere emoțional că are multe probleme de rezolvat în continuare aici pe pământ și a decis să se întoarcă. Când s-a trezit, a povestit acest lucru, a povestit cum a plecat pe un tunel și cum simțea că are nevoie să se întoarcă. Era ceva deosebit de plăcut. Acele endorfine eliminate de creier, împrăștiate cumva în organism, i-au dat o stare extraordinar de plăcută, de beatitudine. Dar, în final, datorită rugăciunii, s-a întors în corpul fizic și a realizat că a trecut printr-o moarte clinică. Această doamnă a trăit sănătoasă încă 2 ani și jumătate. La un moment dat, pentru că nu și-a rezolvat toate problemele, știți, discutăm de probleme posibile pe cele 7 corpuri, nu doar pe corpul fizic, la un moment dat, boala a reapărut și nu s-a mai putut face ceva pentru ea, dar menționez că timp de 2 ani și jumătate, 3 ani, a trăit într-o stare de sănătate și s-a bucurat de viață. Ca să înțelegem și mai clar despre aceste endorfine, ele aduc o stare de fericire. Ele ne fac să ne bucurăm, astfel suntem conectați cumva spre a face sport, spre a râde, spre a ne bucura de viață. Sigur, odată eliberate simțim nevoia chiar, sau se eliberează atunci când avem și activități sexuale, ne bucurăm de o activitate în cuplu, de iubire și ele ne ajută extrem de mult, în fapt, să scăpăm de stres. Stresul nu este
doar cel știut, doar cel negativ, se mai regăsește și un alt fel de stres. Poate fi un stres numit eustres. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă stres de plăcere. O să vă puneți întrebări. Cum adică? Stres de plăcere. Da, să spunem că mâine câștigați la loto. Da? Sau când este extragerea. Câștigați la loto și vă bucurați. Acest stres al plăcerii, faptul că dintr-o dată ați primit o veste incredibil de neașteptată, de plăcută, vă poate duce către un eustres. Adică se eliberează foarte multe endorfine. De aceea este bine să avem cumpătare, este bine să trăim în echilibru. Dacă avem nevoie de endorfine, sigur, putem să mâncăm o tabletă de ciocolată, dar nu o ciocolată întreagă. Dacă simțim nevoia să facem sport, este bine să facem sport cam de 3 ori pe săptămână, dar dacă nu suntem sportivi de performanță, la un moment dat s-ar putea să punem la treabă prea mult organismul. Este bine să râdem, dar știți foarte bine că la un moment dat, când râzi foarte mult, nici nu mai reușești să te oprești și parcă nu-ți face atât de bine. Este bine, de asemenea, să avem o relație de cuplu deosebită, dar fără a avea exces. Este cel mai corect să mergem pe un drum de mijloc, să fim în echilibru. Din păcate, sau din fericire, mâncarea are un rol colosal în cadrul psihicului. Mâncarea reprezintă în viața noastră uneori un refugiu. Mâncăm oare de plăcere? Mâncăm ca să trăim sau trăim ca să mâncăm, spun unii. Această producție de endorfine în fapt cere alimente bogate în grăsimi și zahăr. Alimentele sunt cerute de către creier. Creierul are cea mai mare nevoie de grăsimi și zaharuri. De multe ori, cele mai bune grăsimi fiind, să spunem, oleaginoase. Să spunem, dacă ați văzut, nuca seamănă cu un creier, miezul de nucă. Dacă ne îndreptăm către așa ceva, dacă mâncăm alimente care seamănă cu anumite organe, știm că acele alimente ne pot face bine, pot să aducă elemente nutritive pentru acele organe, pentru funcționarea bună a acelor organe. Practic, creierul are nevoie de o cantitate dublă, cam de 15% față de 7%, cât are nevoie ficatul, o cantitate de grăsimi și zaharuri. Ciocolata este foarte bună, favorizează eliberarea endorfinelor. Aceasta este explicația pentru care mulți oameni, în momentul în care se lovesc de o problemă în viață, în momentul în care se simt stresați, se duc către o ciocolată. V-ar fi bună o ciocolată neagră sau, altfel spus, o ciocolată cu un conținut de 85% minim, există deja și cu 92% cacao sau există, am văzut, o ciocolată 99% cacao. Da, suficient și se găsește peste tot ciocolata de 85% procent de cacao. În afară de endorfine, vorbim de asemenea de un hormon. Endorfinele nu sunt,
sunt altceva, nu sunt hormoni. Serotonina, fiind un hormon, este sau lucrează împreună cu endorfinele. Practic, atunci când te simți stresat, când te simți obosit, când ești într-o depresie, simți nevoia de dulciuri, simți nevoia de carbohidrați. În momentul în care consumi acești carbohidrați, aceste dulciuri, în organism simți o pace interioară, simți că te calmezi, simți o satisfacție. Din păcate, mulți oameni se îndreaptă către produse rafinate, către produse destul de procesate, care nu au valoare nutritivă. Carbohidrații simpli, așa numiți simpli, sunt de fapt acei carbohidrați albi, foarte procesați. Un exemplu este făina albă. Se știe că împărații Chinei mâncau pâine neagră, pâine cu tărâțe, iar pâinea albă era dată către populația de rând. Oare de ce? De atunci ei au realizat că pâinea albă, că acești carbohidrați, nu fac bine sănătății. Discutăm aici despre, nu vreau să intru foarte în amănunt, dar poate ați auzit termenul de triptofan, care este un precursor al serotoninei și ajutat de vitamina B3, ajunge să dozeze bine în corp serotonina, de care avem foarte multă nevoie. De ce avem nevoie de această serotonină? De ce vara ne simțim mai bine față de iarna? Nu doar datorită frigului. Există încă o explicație. Practic, serotonina este transformată de organism, de glandele endocrine, și o să ajungem la ele, de una dintre glande, în melatonină, practic de glanda pineală, da? Sau epifiză. În momentul în care ajungem să ne punem în pat, să spunem în jurul orei 11 seara, în momentul în care avem lumină 100% închisă, practic lumina începe, lumina zilei începe să se micșoreze, simțim nevoia de odihnă. Dacă dormim cu bec aprins, cu televizor, cu calculator aprins, practic serotonina nu mai este transformată în melatonină. Ce înseamnă melatonina? Păi, melatonina este somniferul natural al organismului. Se găsește sigur și melatonină sintetizată în farmacii. Cei care au insomnii, cei care au probleme cu somnul, apelează și este bine să apelați, dar să nu devină ceva cronic, să nu apelați pe o perioadă foarte lungă. Găsiți explicația acelei insomnii, găsiți cauza acelui dereglaj, acelui dezechilibru, astfel încât să puteți să treceți de acel hop în viață. Serotonina transformată în melatonină, din punct de vedere medical, denumim un ciclu circadian de la 11 la 7 dimineața, în principiu, și se multiplică de 100 de ori, deci înmulțit cu ori 100, ceea ce înseamnă că
De ce este întuneric mai profund, de aceea avem o secreție mai mare de melatonină. Având o secreție mare de melatonină, avem senzația de somn, iar somnul este deosebit de profund și de odihnitor. Există acest ciclu zi-noapte. Vara avem o perioadă mai lungă de lumină, de soare. De ce ne simțim mai bine vara? Pentru că avem mai multă lumină și la un moment dat acest lucru vine în mod natural și având mai multă lumină, dimineața ne trezim mai repede și având parte de lumină, în mod natural revine din melatonină către serotonină. Serotonina, odată eliminată, dă o senzație de fericire. Este încă o explicație de ce ne place mai mult vara. Am vorbit despre hormoni, am vorbit despre ceea ce înseamnă glande endocrine. Glandele endocrine produc hormoni. Dar ce înseamnă hormoni? Hormonii, în traducere, înseamnă a excita. Avem un mare profesor, doctorul Pavelescu Constantin, care a fost propus pentru premiul Nobel, chiar a luat premiul Nobel, dar în paranteză, pentru că titularii premiului au fost doi canadieni, Bounting și Best. El a scris Doctrina secrețiunilor interne. Este părintele acestei doctrine care evidențiază cum funcționează în corpul nostru glandele endocrine. În afară de organe pe care o să le punctăm în mod pe înțelesul tuturor, avem aceste glande endocrine. Glandele endocrine sunt, să spunem, pe corpul fizic, atunci când ele sunt în dezechilibru, cauza a probabil peste 70% din bolile care se văd, care se simt pe anumite organe din corpul nostru. De ce spun acest lucru? Avem un sistem foarte complex în care trăim și avem nevoie de echilibru, astfel încât plecând de sus în jos, plecând de la ceea ce înseamnă creierul glandelor endocrine, respectiv hipotalamusul, să funcționăm bine, iar acești hormoni din corpul nostru să fie transmiși, să fie trimiși către zonele, către organele care au nevoie de acești hormoni în cantități normale, în cantități echilibrate, adică atât cât are nevoie fiecare celulă din corpul nostru, fiecare organ din corpul nostru. În momentul în care se trimite mai mult sau mai puțin, încep dezechilibre. Vorbim despre hipo mai puțin sau hiper mai mult. Deci o activitate mai mare, hiper, sau o activitate mai mică. Plecăm în descrierea acestor glande într-un mod cât mai simplit și am să încerc să vă dau și exemple. Avem hipotalamusul, care se prelungește, este creierul glandelor și el este legat în mod direct de hipofiză și de glanda pineală. Dar cred că cel mai bine o să luăm o mică pauză și pentru publicitate și revenim. Mulțumesc!
Bine ați revenit, sunt Aurelian Ursulescu. În emisiunea de astăzi vorbim despre corpul fizic și am început descrierea glandelor endocrine din corpul nostru. Plecăm de la hipotalamus, ceea ce înseamnă, să spunem, creierul glandelor endocrine. El este extins cu hipofiză și epifiză. Acest creier al sistemului endocrin, care este ca un calculator care trimite spre corpul fizic, spre fiecare glandă endocrină și spre fiecare organ și celulă mai departe, acele substanțe, acei hormoni de care are nevoie corpul într-un dozaj echilibrat, are acest hipotalamus, are două componente. Aș denumi relații. Prima relație este pe cele cinci simțuri. Văz, auz, miros, pipăit și gust. Există, sigur, putem discuta aici și despre alte simțuri considerate paranormale, dar deja ne ducem către altceva. Rămânând în corpul fizic, avem a doua relație, relația vegetativă. Ce înseamnă acest lucru? Vorbim despre sistemul nervos, care are două căi, sistemul nervos simpatic și sistemul nervos parasimpatic. Cel simpatic este echivalent cu excitare, a se înțelege de acolo vine stresul. Denumim hiper, de la excita. Cel parasimpatic este, în fapt, o inhibare. Cam așa funcționează totul. Practic, avem un plus și un minus. Inhibarea se denumește hipo. Atunci când un organ sau o zona corpului este inhibată, putem denumi hipo. Spre exemplu, hipotiroidism. Este un exemplu. Când există hipotiroidism, începem să ne îngreșăm. Stresul, care înseamnă din ce în ce mai mult boală, a fost definit de Hans Seyl în 1946 la Collège de France. El a venit și a explicat despre stres la modul următor. Avem adrenalină și non-adrenalină. A se vedea, avem un excitant care vine dinspre creierul arhaic și este echivalent cu ceea ce făceau strămoșii noștri. Erau mereu puși în situația în care să fie foarte atenți, să se apere sau să vâneze bine. Da? Și chiar a rămas o reminiscență pe controversatele amigdaline. Practic, acolo este o reminiscență a sistemului nostru de apărare. Sunt ca doi soldăței care ne apără, care stau de veche. Și avem un inhibitor, non-adrenalina. În funcție de cum funcționează, câtă adrenalină avem, practic ajungem într-o stare posibilă de stres. Stresul este din ce în ce mai vinovat de bolile cotidiene. Ce face stresul? Stresul acționează pe ceea ce spuneam mai devreme, relația vegetativă se duce pe sistemul nervos simpatic, excită sistemul nervos, creează o hiperactivitate și atunci noi suntem într-o stare continuă de agitație, de stres. Această stare puteți să o echivalați cu a accelera foarte mult o mașină, deși
Uneori nu este nevoie, noi nu ne dăm seama și apăsăm din ce în ce mai profund pe pedala de accelerație. O să încerc să descriu circuitul glandelor endocrine, în fapt circuitul hormonilor produși de glandele endocrine, astfel încât cu exemple să se înțeleagă cum funcționăm. Acum câțiva ani, o doamnă violonistă foarte bună în ceea ce făcea, a venit cu mâinile, să spunem, greu de... avea o dificultate foarte mare în a își exercita meseria ei, în a cânta. Avea o piesă pe care trebuia să o interpreteze la operetă, se punea în scenă Macbeth. Poate că mulți dintre dumneavoastră știu că atunci când se joacă această piesă, întrucât sunt scene mai ieșite din comun, așa, mai agresive, să le denumesc, se întâmplă fel de fel de lucruri. Această piesă este extrem de încărcată negativ. Dar meseria îi impunea să cânte, să susțină această piesă. Practic, mulți din stafful respectiv avuseseră probleme chiar în stafful ei și fiul care, ei care și el cânta la un instrument și-a rupt piciorul, un altul a suferit un accident și mai grav și iată, ea avea mâinile blocate. De unde? Păi, stresul acela provocat de frica că trebuia să interpreteze o piesă care, iată, peste tot în lume a creat și creează probleme, încărcată foarte negativ din punct de vedere energetic, a creat un dezechilibru și s-a dus către glanda tiroidă. Avusese antecedente pe glanda tiroidă, avusese probleme de asemenea destul de grave, era și cu un anumit tratament alopat pentru a întreține funcționarea normală a glandei tiroide. Glanda tiroidă este, dacă vreți, în conexiune cu emoționalul, zona gâtului, acolo unde noi comunicăm. În momentul în care există un blocaj în comunicare, atunci se poate deregla glanda tiroidă, dar nu doar glanda tiroidă, ci și alte părți ale gâtului. Rămâne la glanda tiroidă. Practic, nefuncționând corespunzător, având un hipotiroidism, a ajuns în timp să-și trimită semnal în corpul fizic către sistemul digestiv. Pe ficat a început să aibă probleme, să aibă dezechilibre, după care intestinul gros, pentru că toxicitatea nu era eliminată așa cum ar fi normal, iar în final, nu doar pe intestinul gros, chiar și pe ceea ce înseamnă rinichi, mâncând deosebit de cum să vă zic eu, greoi, mâncând multă carne o perioadă lungă de timp, ajunsese să aibă probleme și o boală transferată și genetic numită gută. Ori această boală îi imobiliza încheieturile de la mâini, dar sigur și de la picioare. După doar câteva ședințe, doamna a început să cânte bine din nou la vioară, a început să își miște în mod normal mâinile și degetele și a învățat să-și coordoneze mintea
cu, sau creierul cu ceea ce înseamnă creierul de la stomac, să nu mai aibă acele pofte în a mânca, să își gestioneze stresul pe care îl ar putea da orice factor extern, a se vedea interpretarea acelei piese Macbeth, și a fost din ce în ce mai bine. Pe acest circuit am regăsit destul de multe cazuri în care persoanele afectate, plecând de la hipofiză către glanda tiroidă, trimițând semnale de dezechilibru al hormonilor în corp, s-a dus totul către ficat, către funcționarea incorrectă a colecistului. Sigur, în relația cu colecistul a intrat și pancreasul. Intrând pancreasul, la un moment dat am discutat și despre probleme pe splină. Splina a dat reacții pe piele, erupții, deci iată, toxicitatea din organism tot încerca să iasă pe undeva. Mai departe s-a dus către intestinul gros și de asemenea vorbim despre un organ extrem de, eu denumesc organ, în care capacitatea de eliminare a toxinelor ar trebui să fie gestionată corespunzător și să avem grijă de acest organ, și atunci aceste dezechilibre vin într-un sistem, vin într-un lanț continuu, astfel încât dacă nu avem grijă de partea noastră emoțională, dacă nu avem grijă și de corpul fizic, mâncând corespunzător, ajungem să creăm dezechilibre de la un organ la altul, de la o glandă endocrină la alta, și hormonii aflați în dezechilibru în corpul nostru ne creează dezechilibre pe organe și respectiv boli. Aș veni cu alt circuit și dau un alt exemplu. Tot în zona gâtului, pe tiroidă, tiroida fiind ca un fluture, avem patru punctulețe, ca niște bobițe de mazăre, să spunem. Aceste glande se numesc paratiroide. Ele s-au regăsit uneori, în mod întâmplător, se regăsesc în câteva cărți, în mai multe părți ale corpului, nu doar pe gât, dar vorbim despre ceva puțin ieșit din comun, o anumită anomalie. S-au regăsit cele mai multe 12 împrăștiate în tot organismul și chiar funcționau. O doamnă de 30 ceva de ani, acum ceva timp, a venit cu anumite simptome destul de grave. Respectiv, jumătate din dantură era schimbată, avea lipsă jumătate din dantură și totul înlocuit pe acea jumătate. Cârcei în mușchi, mobilitatea corpului, mișcarea nu era cea mai fericită și uneori simțea că are pusee de pareză și își mișca din ce în ce mai greu picioarele, o strângeau mușchii în tot corpul, iar acest lucru se întâmpla de 16 ani. Fusese în multe locuri și chiar și la terapeut și în zone în care s-ar spune că ar fi putut să beneficieze tratamente mai bune decât la noi. Oarecum incorrect, la noi chiar și-a găsit câteva răspunsuri, dar dinspre
pornit spre un tratament alopat, i se dăduse ca idee pe diagnostic că are o depresie psihică din cauza faptului că a trăit pe 5 continente diferite până acum, până la 30 și ceva de ani. Oarecum era o depresie, dar de la ce pornea acea depresie și unde s-a ajuns? O să vedem imediat. Practic, mi-a spus că toată problema ei pornește de la un punctuleț stânga jos, în fapt, adică paratiroida. Wow! Păi, atât de simplu? Da! Știți, am fost la cineva care mi-a spus același lucru, o doamnă din Republica Moldova, dar nu știa să îmi explice din punct de vedere medical. Mi-a spus că am o problemă undeva la gât, aici jos. Da, ce se întâmplă? Datorită faptului că există un dereglaj pe paratiroidă stânga jos, calciul din organism și fosforul, dar în mod special calciul și anumite fracții din calciu, sunt trimise în mod necorespunzător în corp. Calciul se regăsește 98-99% în oase și 1-2% în țesut moale. Haideți să vedem ce dezechilibre îi provoca. În primul rând, calciul în exces îi crea un mediu acid în stomac, creând mediu propice pentru helicobacter, care există în corpul nostru, dar el trebuie menținut într-un anumit echilibru. Datorită calciului existent în exces în stomac, avea arsuri, am omis, trecuse și printr-un ulcer și reglarea nu trebuia să se facă pe stomac, trebuia să se facă acolo unde era cauza, pe fizic, respectiv această glandă care este softul, paratiroida, care este softul pentru a trimite calciu acolo unde este nevoie de el. Ce se mai întâmpla? Pe tot ceea ce înseamnă sistemul nervos. Am vorbit despre cel simpatic și despre cel parasimpatic. Există pe nerv o teacă, da, și practic un înveliș alb numit mielină. Datorită dezechilibrului de pe gât, de pe paratiroidă, s-a dezechilibrat, s-a zgâriat, să spunem așa, metaforic, mielina de pe nervi. Informația nervoasă pe sistemul locomotor nu se transmitea așa cum ar fi normal. Datorită acestui lucru, într-un timp destul de scurt, la nici 3 săptămâni, pe o criză de vindecare, chiar a stat 2 luni la pat. A fost tratată nu doar de mine, am făcut o echipă și acea boală numită, și în final așa a fost, scleroză multiplă în plăci, a fost tratată și doamna este extrem de bine acum. Mai mult decât atât, din ce știu eu, de atunci au trecut cam 3 ani și deja așteaptă un copil. Ce s-a întâmplat? Mergând pe circuit, nu doar stomacul a fost dat peste cap, mai departe intestinul subțire a fost afectat. Datorită faptului că intestinul subțire nu reușea să elimine toxicitatea din corp, nu reușea să funcționeze echilibrat, avea probleme, mâncarea nu era digerat așa cum trebuie și transmisă către intestinul gros, către colon, tot nedigerată. Existau stări de constipație uneori, stări care de asemenea se știe medical că
dezechilibrează psihicul. Foarte multe persoane care sunt constipate o perioadă lungă de timp, o perioadă de ani de zile din viața lor, ajung să aibă după o vârstă, după 50, 60, 70 de ani, boli psihice. Se știe acest lucru și chiar în popor există acea vorbă în care se spune lasă, dragă, uite, e constipat, adică este nervos, da? Îi afectează sistemul nervos. Dar cum se face digestia? Revenim puțin și spunem așa, tot v-aș relata ca o poveste. Să spunem că avem o mașină de spălat și în mașina de spălat, denumită pe fizic stomacul mic, da? Sau duodenul. Digestia se face cel mai bine în duoden, da? Digestia cea mai puternică. În duoden, ficatul trimite lichidul numit bilă. Bila, produsă de ficat, se găsește pe tubul digestiv, se găsește în procesul de digestie, în fapt, dar ea este stocată și în colecist. Popular se tot practică cuvântul fiere. Este incorrect, dar popular, iată, regăsim acest cuvânt. Este stocată acolo pentru momente în care omul are nevoie să aibă o digestie mai bună, pentru că el poate mănâncă mai mult sau ceva mai greu la acea masă. Trimitem în mașina de spălat bilă dinspre ficat sau din colecist. Acea bilă să o denumim dero. Da? Punem în mașina de spălat dero. Uneori avem nevoie și de un înălbitor. Avem nevoie de ceva mai acid. Ce trimitem? Din pancreas venim și trimitem hacin. E ca o sodă caustică. Trimitem în duoden, se face un amestec și se produce digestia, o parte însemnată, astfel încât să-și urmeze bolul alimentar, să-și urmeze circuitul, astfel încât să se extragă cât mai multe substanțe necesare vieții, energie din alimentație. În momentul în care acasă spălați cu un dero mai puțin în regulă, puneți mai mult sau mai puțin, puneți, să spunem, înălbitor mai mult sau mai puțin, fie că nu spală bine și luați, să spun, salopeta plină de grăsime, de uleiuri, dacă soțul a reparat la o mașină, cu același ulei pe ea, salopeta, fie puteți să pătați, să ardeți o cămașă datorită unui acid prea puternic. Iată, dacă echilibrul nu este bun, dacă dozajul dat de organe și respectiv de glandele endocrine nu este în regulă, ajungem să avem o digestie mai puțin bună, ajungem să nu reușim să spălăm așa cum trebuie o salopetă. În stomac, spre exemplu, am trăit experiența cu acest H. pylori, care este destul de pus la zid. E ca un gândecel așa, care în mediul acid se dezvoltă mai mult decât este normal pentru un organism sănătos și creează fel de fel de dezechilibre în stomac. Respectiv, putem vorbi despre ulcer.
încercați să mâncați ardei iute. Am avut un prieten care a spus, trăiesc ca în Thailanda o lună de zile și o să mă fac bine. Și chiar s-a făcut bine. Eu vă mulțumesc, vă așteptăm cu SMS la 1241, pentru orice întrebări vă pot răspunde la acest SMS 1241 sau pe e-mail aurelian.urs@gmail.com la emisiunea Sănătate și Echilibru. Vă mulțumesc!